collaboration that ca un început de colaborare I think we conclude de care that we need. Cu toții am concluzionat că avem nevoie. And I'm sure, because I know all these people live longer. Și sunt sigur pentru că cunosc acești oameni. And I know a lot of other people. Și cunosc și mulți alți oameni. If we find and have this dacă positive atmosphere, înăuntru vostru să aveți această atitudine pozitivă, we really can generate very good things together. Atunci putem împreună genera lucruri bune. So, I'd like to, first of all, thank all of you. Așadar, aș vrea să vă mulțumesc tuturor. Ambassador, Harry, Stuart, Harry, Jacques, Mr. Brown. Domnul Brown. And you for the most difficult job of this afternoon. For all your contribution. And also for hopefully that we meet again in a not too far future. And also to meet you again. And hopefully many other people in Codlea and around Codlea to start working. Și să începem să muncim. Da? O să vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs aceste invitații. Ceea ce vreau să exprim este și o mulțumire față de cei care au răbdat atâta. Trebuie să facem și eforturi de răbdare până la urmă, să arătăm interes pentru astfel de discuții. Este vorba despre orașul nostru. Trebuie să ne facem timp pentru astfel de discuții. Și în momentul în care cineva întreabă, dar de ce? Atunci cred că întrebarea este deja greșită, pentru că n-ar trebui să întrebe dar de ce. Ar trebui să întrebe cineva de ce nu toți. Asta ar trebui să se întrebe. De ce alții nu? Nu vor rămâne acum în Codlea, dar cu siguranță se vor întoarce în Codlea. Ideea este că eu aș vrea să vă spun, îi cunosc pe cei mai mulți dintre dumnealor, îi cunosc de aproape 10 ani de zile. Da? În afară de domnul ambasador, pe care nu-l cunoșteam, și de domnul consul, pe care îl cunosc doar de vreo mai puțin ani, de vreo 2-3 ani, îi cunosc pe acești domni de mult mai mult timp. Au avut intenții bune pentru Codlea oricând. De ce? Exact cum a spus domnul Bogdan, inspirându-se, dacă nu mă înșel, și dintr-un discurs al domnului Claus Iohannis chiar, nu? Dintr-un mesaj foarte bun al domnului Iohannis. Nu vin neapărat pentru că am fi frumoși, că am fi într-un fel, ci pentru că există o oportunitate, un potențial fantastic al Codlei. Ne-a pus Dumnezeu aici, în zona aceasta. Trebuie să fim mai mândri de lucrul acesta, să atragem interese și intenții. Și interese. Există interese legitime, există interese curate. Interesul pentru profit, atâta timp cât este legitim, transparent, este un beneficiu pentru comunitatea noastră. Aș vrea foarte mult să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru răbdarea incomensurabilă de care ați dat dovadă și să închei totuși, că altfel nu vom încheia. Vă rog, totuși, da. Nu vă pot refuza. Cu scuzele de rigoare că intervin după ce ați încercat să încheiați, am simțit, am sezizat dintr-o întrebare pusă aici de un domn, dacă nu cumva întâlnirea de astăzi are iz electoral. Și eu îi răspund că m-aș bucura ca în loc de țopăiele acolo pe scena aceea, fiecare candidat la nu la, doar la primăria orașului Codrea, la primăria fiecarei localități din România, ar reuși să organizeze astfel de întruniri, pentru că atunci nu ar mai exista unul să întrețină 9 și poate ar exista 2 să întrețină 8 sau 3 să întrețină 7. Deci, pentru că anticipez că în presă va apare că s-a ținut aici la Casa de Cultură cu iz electoral, nu! Eu am cea mai mare stimă pentru domnul ambasador al Olandei, care se află aici, care știm de ce a întârziat să vină în România, pentru că a fost blocat de aceeași mentalitate ca acelui care a pus întrebarea de aici. Da? De domnul Băsescu a fost că Olanda nu ne permite să intrăm în Schengen și așa mai departe. Așa a pus și domnul de aici.
Întrebarea nu cumva are interes electoral sau izelectoral. Doamne, să terminăm cu țigănile, doamne. Hai să privim lucrurile în față. Trebuie să dezvoltăm Coblea, iar aici este un model de dezvoltare. Exact așa. Sunt zone, trebuie să ne dezvoltăm Coblea, orașul nostru, al tuturor. Pe zone trebuie să ne asumăm niște proiecte pe termen lung și trebuie să ne dăm mâna. Această întâlnire de aici este specifică, domnului Albu, știți. Da. Cu blocarea tăierii pădurii, cu spitalul și cu altele. Domnule, nouă ne trebuie primar de acțiune, domnule, și care să țină cu noi. Contracandidaților mei, le urez tot succesul de lume și să începem să lucrăm și după 11 iunie. Vă mulțumesc foarte mult!